Shut up and sit down. Hei, dimineața asta nu mai speri, Goanga. Ei, duc o floricică de asta, așa frumos. Să așa, să aibă și a floricea. Goanga, vin să-ți aduc floricica. Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod din Baker Bubble. Eu sunt Horațiu Bușcă, sunt liderul, conducătorul și cobaiul acestui experiment. Mai băgai și lider, da? Aha, sunt lider, îmi place lider, așa cum sună lider, vreau să fiu un lider. Bun, dragilor, dacă nu știți ce este acest experiment, intrați pe linkul din descriere, unde este clipul intro, să vedeți de ce a început acest experiment, să vă dați seama de unde pleacă, pentru că este foarte relevant. Așa, dacă vedeți doar video-ul ăsta, nu să știți cu ce are de ce e făcut și... Nu prea are legătură, așa, nu știți toată povestea, dar e bine să-l vedeți. Și dacă tot sunteți acolo, intrați pe Facebook-ul meu, pe Instagram, pe TikTok și dați-mi un follow acolo, pentru că mai postez și alte chestii pe ele. Și nu uita să te abonezi, pentru că dacă ești nou pe acest canal și ai intrat, sigur vrei să vezi mai departe ceea ce o să postez. Sunt o grămadă de proiecte pe care o să le fac și acest proiect Break Your Bubble este proiectul meu de suflet cu care am început. Dar acum haide să nu mai stăm și să spargem bula asta odată! Ziua 40, dragilor! A început la fel ca ieri. Foarte, foarte încet. Încep să simt că mă apropii de final și parcă, nu știu, nu mai am așa entuziasmul, am, știu ce trebuie să fac, știu pentru ce îmi folosești, dar parcă nu mai am forță, parcă e foarte greu, mi-e frică să nu cad într-o zi, să nu renunț, începe destul să fie destul de greu. Și așa că pentru ziua asta am zis, băi, dacă nu te doare, nu câștigi, așa că mesajul meu este no pain, no gain și s-a aplicat chiar pe tot parcursul zilei. Dar haideți să vă arăt cum am început dimineața și vorbim după aia, da? Bună dimineața, Șarpe! Bună dimineața, Goanga! Haide, stai așa. Mă uit aici așa. Asta iau să practicoași. Haide! Hei, dimineața asta nu mai speri, Goanga. Ei, duc o floricică de asta, așa frumos. Să așa, să aibă și a floricea. Goanga, vin să-ți aduc floricica. Ei, Goanga, se așteaptă ca să speri. Ea este aici și gătește. Da, eu n-am să speri. De data asta nu o mai speri. Uitați-o, e acolo înăuntru. Gătește. Mă duc să-i duc o floricea. Ce faci, Goanga? Ia, ascultai muzicuța ta, o să iau o floricică, Goanga. Ce gătești? Fac ouă. Ce ouă e ăsta, mă? Asta e ouă meu. Ăla e ouă tău? Da. O lua așa... Păi
place așa? Îți place așa? Mulțumesc, hai, hai te pup. Haide. Haide, nu te pup acum. Zici, hai te pup. Te pup, adică te pup, apa, ca melodia aia, mă duc la treaba mea. Nu, 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 nu. Ce mai aici? Nimic, te-am așa ca șarpele. De ce? Cam așa am început eu dimineața, dar ce a urmat după aia a fost cu totul, cu totul altceva. După muncă și am lucrat de acasă și am avut niște electricieni aici care au venit să-mi schimbe prize, întrerupătoare, alarme de incendiu, becuri, o lege nouă pe aici în Anglia care nu mai permite la oameni să închirieze dacă n-au făcut toată instalația electrică conform standardelor. Și au venit, au făcut o inspecție, au găsit anumite probleme și acum ei au venit și le-au schimbat și acum sunt în regulă, tot ok, tot plătesc eu, plătește proprietarul, sigur se va reflecta în chirie, parcă văd, dar asta e, n-ai ce să faci. Vrei să nu ai priza puțin crăpată, că aveam o priză crăpată, putea să fie un pericol, sau în baie aveam un bec care nu era conform standardelor standardelor IP, da? La rezistență la apă și la praf și la aburi și la ăștia. Știți voi de la telefoane IP68, da, în baie trebuia să fie IP65, am aflat și eu astăzi. Și au schimbat și tabloul electric unde au pus siguranțe care au protecție la scurgeri de curent, ce e mai mult de 30 de miliamperi. Sare siguranța dacă e o scurgere de curent de mai mare de 30 de miliamperi. Este foarte bună pentru că eu, din câte știu, din facultate și din școală, orice curent mai mare de 30 de miliamperi te poate omorâ. Așa că, bravo lor, e bine că le-au pus. Bun, după toată treaba asta, pe ce au plecat ei și a stat pe aici prin casă, cu bormașini în cap și cu troncăneli și cu ciocăneli, au fost băieți foarte de treabă, mi-au adus o sursă, o baterie mare, 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 cred că era 135.000 de miliamperi, în care mi-am băgat laptopul și routerul ca să pot să muncesc de acasă. Am ieșit la alergat. Cu tot o altă poveste, dar vă las să vedeți și vorbim după aia. Ultima zi de 7 ture din Break Your Bubble. Săptămâna viitoare vin 8. Că mă pun pe treabă să sară oasele din mine. Break your bubble!
tare piciorul ăsta. S-a făcut tare așa ca Petrol. Asta. Asta. Asta e ok, asta. Dar nu, de fapt nici nu știu care din ele e ok, care merge, care merge bine. Dar clar unul e în neregulă, pentru că parcă alerg cu un picior mai scurt și unul mai lung. Nu știu de ce cauză. Mamă. Dragilor, e astăzi no pain, no gain. Asta greu. Greu de tot. Dar știți ce? Hai să spargem bura asta odată. Baker Bubble! Cum ați văzut și după ce am terminat de alergat, extraordinar de greu. Am un picior pe care îl simt mai scurt sau mai lung pe celălalt. Unul mi-este foarte încordat, la unul am pulpa foarte încordată, iar la celălalt când alerg, parcă nu mai mă ține așa, parcă e, nu știu, parcă e slab așa, parcă e un picior mort. N-am treabă când merg, dar când alerg, și pun presiune pe el, mă doare. Dacă voi știți de ce, vă rog frumos să-mi lăsați acolo în secțiunea de comentarii ce ar trebui să fac. Pentru că m-am dat și cu niște alefii, să zicem că am avut un efect, poate efectul placebo, dar tot mă doare când alerg. Dar nu contează, am dat cele 7 ture și fără durere nu câștigi, no pain, no gain, mergem departe, pentru că e greu, acum e greu, acum la final, acum vine greu, acum o să vreau să renunț, acum o să cred că am făcut de ajuns, acum știu sigur că aici creierul meu o să-mi dea semnale de hai bă, lasă mai încet, hai bă, nu mai faci așa, hai mă, lasă, nu mai pune videouri pe fiecare zi, hai mă, nu mai lasă că ai arătat destul, nu am arătat destul, trebuie să duc totul până la capăt, pentru că doar așa o să reușesc exact să-mi țin planul, să-mi duc până la capăt. Știu că o să fie greu și vă mulțumesc foarte mult că mă încurajați. Înainte să vă iau la revedere de la voi, vă bag o întâmplare de seară cu Guanga. Am, să zicem că am împărțit puțin treburile pe aici prin casă. Să vedeți și voi cum împărțim noi treburile în casă. Hai și vorbim după aia. Guanghe, păi ce faci cu sus? Să duc hainele, că trebuie să le duc singurică. Păi de ce trebuie să le duci singurică? Păi cine le-a băgat la spălat? Ce? Dar e ok. Ia cum ai pierduș. Nu dă pe mine. Deci fă treaba ta. Eu fug treaba mea. Uite țeapa. Ah, bine, dă-mi coasă, duc eu alea. Ia-l și pe ăsta. O, Doamne. Câtă treabă. Mă, ce mă duc pe picioare. Tu le-ai adus, tu să le iei. Și tu, șarpe, că ai băgat 3 mașini, l-ai spălat, le-ai întins. Ai făcut tu băiețel harnic. Închise și ușa în nas, la propriu. Păi da, n-am cum să dau ușa să fac. Bă, dar ce nebă, cum că de ce mai zic? Ce, acum nu mai au loc? A? A? Bine. Și acum îți dau așa, vrei? Să oprăsc așa? Da. Așa împart eu treburile cu Guanga în casă. Îmi iau la revedere astăzi de la voi. Vă mulțumesc pentru susținere. Nu uitați să scrieți în comentarii cum să-mi rezolv picioarele, cum să le pun puțin pe... să-mi pun picioarele pe picioare, da. E destul de... Nu știu cum se numește. Puneți picioarele pe picioare? Cum se numește asta cu puneți picioarele pe picioare? Lăsați asta în comentarii. Și haideți să spargem bula. Dați un subscribe, dați un like și Baker Bubble!